L-am văzut pe diavol. L-am văzut pe diavolul într-un bărbat care a luat ciocanul în mână și a zdrobit soția în repetate lovituri cu o cruzime demonică. Văzându-l pe diavol în acest bărbat, l-am ales pe Hristos din nou. I-am spus: Doamne, te aleg pe tine pentru că tu întotdeauna mă înveți să iubesc, să rabd, să tac, să mă înfrânez, să-mi sting mânia. Tu m-ai chemat nu să lupt cu pumnul, cu ciocanul, cu sabia sau cu pistolul, ci tu m-ai chemat să lupt pe genunchi și nu împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. L-am văzut pe diavolul într-o mămică care și-a luat copiii de mânuțe și i-a suit pe bloc și s-au aruncat împreună, zdrobindu-se de caldarâm. L-am ales din nou pe Hristos pentru că Hristos mă învață că împreună cu El și ținându-L pe El de mână, trec peste orice depresie, peste orice tristețe, peste orice împovărare, peste orice panică, frică, anxietate, intimidarea diavolului sau a omului. L-am ales pe Hristos pentru că și El, când a fost dus de diavol pe streașina templului și diavolul i-a zis: aruncă-te, demonstrează ceva, demonstrează cine ești, El i-a spus: pleacă de la mine, Satano, înapoi a mea, Satano, căci este scris să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Nu-L ispitiți pe Dumnezeu ascultându-L pe diavol și făcându-vă rău. Alegeți-L pe Hristos și veți transforma valea plângerii prin care treceți într-un loc plin de izvoare. L-am văzut pe diavolul într-un creator de modă care s-a spânzurat. L-am văzut pe diavolul în acest om, un om care aparent avea de toate: faimă, bani, prieteni și toate plăcerile lumii de orice fel, chiar unele nepermise. Oameni buni, l-am ales din nou pe Hristos, pentru că Hristos este cu mine și întotdeauna îmi face bine și nu rău. Cu Hristos voi duce o viață binecuvântată, voi duce o viață plină de pace și o viață îndestulătoare, că cel a venit să ne dea viață din belșug și nu ca un ucigaș cum este diavolul, care știe să jefuiască și să străpungă minți și inimi. L-am ales pe Hristos, căci mi-e tare, tare bine cu El. Tu pe cine ai ales? Tu pe cine alegi în fiecare zi? Pe diavolul care îți face rău și care te pune să le faci rău și altora? Sau pe Hristos, care este Domnul iubirii, al păcii și al liniștii? Alege-L pe Hristos, este sfatul pe care ți-l pot da.